Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod de Dragmoon Opening, cum îmi place mie să-i spun. Înainte să începem episodul, să ne pice 3 Dragonor în acest episod, aș avea rugămintea la voi să apăsați cu toții pe butonul de like pentru fundalul meu cu mașini zgomotoase de afară. Ei, pentru că ce îmi place să stau pe partea cu șoseaua, unde trec mașini și motociclete. Super, super. Dar chiar aș avea rugămintea să apăsați cât mai multe persoane pe butonul de like pentru că astfel băieții văd că facem multe like-uri, multe vizualizări, nu știu ce, deși nu prea facem. Și zic, bă, hai să mai facem un episod cu ăsta, m-a ajutat și pe mine, v-a ajutat și eu pe voi. Pentru că puteți intra pe unul din link-urile din descriere pentru a primi ceva bănuți gratis aici pe site. Sau puteți intra la GetFreeCoins și puneți codul GOS și vă dă vreo 50 de cenți gratis cu care puteți deschide niște căsuțe. Înainte să începem așa totul propriu zis, cei de la Dragmoon organizează și un super giveaway. Mai sunt 3 zile, cum o să vedeți în videoclipul, mai sunt 2 zile până se termină acest giveaway. În ce constă? Ei bine, uite, AVP Medusa, 10 Glock Water Elemental, 2 Crambituri Bright Water și 3 M4A4 Poseidon, ceea ce e efectiv un giveaway de 1100 de euro, ceva genul ăsta. Și puteți și voi să intrați prin mai multe metode, pe Twitter, cu Twitter sunt foarte multe, cu Facebook, aici trebuie doar să dați view, visit Dragmoon, visit enter use Steam și puteți intra foarte, foarte ușor. Uite, și la asta puteți intra de mai multe ori. Ia, dacă apăsăm aici, clear here, uite, ne bagă pe Drake Lounge și practic noi aici avem 5 intrări, you know? Ceea ce e super, super fain, nu știu, să zicem că vrem visit Dragmoon 1 USD page, clear here, din nou avem câteva intrări. Uite, în momentul actual eu am 10 etichete cu care am intrat și poate mâine mă trezesc un AVP Medusa, peste 3 zile mă trezesc un AVP Medusa în inventar. Și voi puteți face asta intrând pe, uite, pe linkul ăsta pe care de asemenea o să-l lăsiți în descriere. Ăsta o să fie primul link pe care îl puteți utiliza ca să intrați în acest giveaway. Hai să lăsăm giveaway-urile la o parte, că și așa o să câștigați toți cei care intrați, vă asigur eu. Glumesc. Mă rog, fiecare are șansa lui, înțelegeți? Și hai să deschidem direct un candy knife, spre așa mi s-a pus mie pata, direct cu țir, carambit, fade, hai cu carambitul ăla, fade, hai cu carambitul și... Olo, carambitilor, hai că e bun și god knife-ul ăsta, băi frate, dar avem și pe Stitch în acest episod alături de noi, poate o să ne poarte noroc, poate nu. Dacă nu ne poarte noroc, o să ne supărăm pe Stitch, dacă o să ne poarte noroc, îi cumpărăm... Băi, Stitch, păi ce facem aici? Ori ne pică Marble Fade-ul ăla, ori intrăm în faliment. Hai că am intrat și în faliment. Vine și poliția, salvarea, pompieri, ce-or fi. Și azi deschidem un Statra să ne pice un Fire Serpent sau un AVP Phobos. Prețurile sunt asemănătoare, ce diferă vreo 2 cifre, you know? Poate chiar 3. Hai să mai deschidem încă un Statra, că presimt eu că trebuie să-mi pice măcar un Fire Serpent. Și Atomicul ăla, bă, ăsta o fi pe profit, n-o fi pe profit, a? Ah, 8,24€, relativ ok. No, bun, hai să mergem mai departe la niște M4, mamă, deci asta e cutia mea de suflet aici pe Dragmoon, câte 3, pentru că așa este tradiție, eu nu, dacă deschizi mai mult de 3, nu se combinește and nu funcționește. Și el care am... Oulu, să-mi boab, deci eu chiar am crezut că-mi pică linia asta, m-a luat cu călduri, pica hăul ăla, easy money, aruncam așa, mă, știu cum aruncam banii. Wow, hai mă, măcar linia asta, toate, bă, dar toate, voi vedeți că toate liniile aveau ceva bun, mai puțin linia asta dă mi-a picat mie. Bă, fi ceva conspirație extraterestră, what the fuck, hai, de ce mă jur, uite, linia asta avea 2 Guardian, aici avea Poseidon, aici aveau astea 2, aici era Cyrus și Crudizole Space, bă, toate liniile sunt bune, mai puțin linia dă-mi picat mie, să nu-mi bag eu piciorul în el de site. Și, bă, uite, acum mi-a picat și mie ceva mai decentus, you know? Bă, hai că din asta chiar am scos ceva profit și hai să trecem mai departe. Ia să vedem, 30% knife, dacă nu-mi pică cuțit, îmi bag piciorul un 30% al tău knife. Și, Huntsman, Safari Mesh, nice, Huntsman, Safari Mesh și, bă, Stitch ăsta aparent e așa, câteodată noroc, câteodată ghinion. Dacă mai împică încă o dată, îl pup un bot pe Stitch, ești prost, hai. Măcar un orice cuțit, un Irsem slip de ăsta de mare, you know? Slipstream, slip, te treci la plajă, nu mai-mi place cutia. Book balance, real 10, bă, dacă tu îmi dai 10 euro din chestia asta, îl mai pup o dată în bot pe Stitch. Și mi-a dat Texo
Extraveral aici mi-a dat ăsta, îl vindem, nici nu mă uit la el pentru că mai am cu leșin. Ia să vedem ce mai avem. Bă, ia să dau mă un fritesc, prin ăsta e aiurea, deci cutia asta e doar așa, Money Reaper, pentru că i-aș da 34 de euro și mi-ar fi picat un Aquamarin. Care Aquamarinul ăsta e undeva la 20, 20 ceva, deci tot nu ieșeam pe profit, you know? Hai să zicem niște cover-uri. Fiți antena, 3 cover-uri direct, 3 ave pe drag. Bă, o dată în viață. Vreau și eu să văd un ave pe dragon arcăm picat. A picat atâtor persoane când filmau pe Drake. De ce să nu pice mă și mie, a? Ce, eu mai prost? Sau cum vine asta? Vreau și o dată să simt hype-ul ăla când mi-a picat un Dragonor, o meduza, ceva bun, dintr-o cutie super ieftină. O dată în viață mi-a picat la o cutie de mănuși cu 4 euro, teva sute de euro. Și au scos cutia aia, mă, de pe site. Ce părere aveți? Holy fuck. Hai, fraților, dacă nici acum ne pică cel puțin 3 meduza. Și... băi, e bine că totuși sunt dropuri ceva mai ok. Înainte, aici pica, nu mai ave, nu mai au cu cameleon și nu mai ne un rider. Acum ne mai dă și așa, câte un Sirex, câte un Sirex, bineînțeles că știu. Bă, iar vine SWAT-ul peste mine în casă. Mamă, pica aici vine... ah, exact ce ziceam, hai că am jucat și CSGO, am făcut și noi profil, cât ne-a fost timp. Hai să vindem și ăsta aici, pentru că efectiv e iurea. nu înțeleg de ce mai ținem acolo. Ia să vedem la 7 day top. Avem la 7 day top pe aici, uite. 50-50 knife. Ia să-i dăm un 50-50 knife. Că ce mă să fie... n-are mă cum să pice cuțite. Mi-a picat cuțit! Nice! Practic eu în momentul ăsta am spus 57 și dacă îl vând și mai deschid încă o cutie și nu-mi pică ceva, ne, hai să nu riscăm, am făcut profit, ne luăm banii și acceptăm situația și ne ducem direct la un candy din Knives. Knives. Și același cuțit, ești prost? Doar că aici am dat o mulțime de bani, nu? Și nu suntem, n-am fost în profit față de cutia aia. Aulo, carambitule Fade, mâncați aia și la maia ta frumoasă. Hai mă, dă și mie ceva bun să mă laud la prieteni. Hai mă, dă-mi un dragon lor. Stai, nu un dragon lor aici. Un lor ceva, un ceva bun. Păi e bun și ăsta, că am făcut profit, să deschid 10 cutii, să-mi dea numai de alea, pentru că tot fac profit dacă îmi pică ăla și... oh, candy nice, practic, ceva gen... ia-ți bă, fraiere, îți dau bani înapoi, pentru că nu meriți altceva. Nice! Și... Shadow Daggers, Boreal Forest. Mai bine nu-mi dădea nimic, dar să mi le dea pe astea. Bă, m-aș distra să, să deschidem un ăsta, Ice Ice Baby. Dar dacă ne pică o părere, ia-ți dăm un frites, prin să vedem ce ne-ar fi picat. Dacă aș fi deschis cutia asta. Mă, niște Shadow Daggers fel, care nu sunt tocmai ok. Bă, știi, aș deschide-o, dar mi-e frică că-mi plică un Icarus fel, care e super ieftin. Dar, YOLO SOLO! Hai mă, hai mă cu un Dragonor, Dragonor! Candy Knives! Hua! Bă, ce-i asta? Dau 249! Bă, Stitch, mai dezamăgit. Cream că ești mai norocos. M-am cam supărat pe Stitch, fraților. Dacă strângem multe like-uri, poate o să-l ier pe Stitch pentru faptul că nu prea ne-a purtat noroc. Chiar nu ne-a purtat noroc domnul Stitch în acest episod și mă supăr pe el. Ia uite, îmi dă Godknife Damascus Steel. Godknife Damascus Steel. Holy shit. Hai să mai deschid pe asta. 30% Knife. Poate mai reușim să scoatem, tragem așa de ure. Oh, o luăm un Huntsman. Așa, acum ne putem întoarce aici, Candy Knives, un carambit Fade, vă rog, PLS. Flip Knife Autotronic, e 130 măcar, zi-mi, te rog. A, Fierce 130, mamă, ce mi-a plăcut așa conspirația mea cum am ghicit. Hai mă, dăm ceva scump să mă, să-l iert pe Stitch, mă, dacă îmi dă ceva scump, știi cum îl iert? Nici nu trebuie să-l iert ca să-l iert, you know? Eu nu, cam așa de repede o să fie procedeul ăsta de iertat. Și... oh, Tiger Tooth, bă, pe vremea, acum 3 ani era bun ăsta, acum... Te ștergi... în fund cu el. Aolo, M9-ul ăla dacă mi-l dădea... e bun și ăsta, 4 euro profit. Puțin cu puțin... și ajungem la 5.000 de euro profit. Flim Knife Gamma Doppler, când voiam să iau o gură de apă! Holy fuck! Stitch, ți-am iertat.
toate păcatele. Stitch. Trăiți iar familie. Trăiți iar sticii tăi și copilașii tăi. Trăiți iar mama ta și cu tatăl tău, Stitch. Te rog eu. Dă-mi ceva din care să ies pe profit. De ce nu mi-ai dat mă și mie un dragon? Și așa nu pot să-l scot. Măcar să, nu știu, să-mi pice ceva bun. Holy fuck. Te rog eu. Hai. Știu că se poate. Știu că se poate. Candy, nice, sir! Stitch, ești retardat! Nu se poate, fraților. M-am supărat înapoi pe domnul Stitch. O să iau gură de apă acum că nu mai pot. Flip knife autotronic. 130, mai luăm repede gură de apă. Nice. Așa, poate ne dă iar acum un flip knife autotronic și îl iertăm iar pe Stitch. Dar acum iar m-am supărat, you know? God knife. Mamă, din toate cuțitele astea de erau aici, first God knife. Nu că nu mi-ar conveni. Ok, 10 euro pe plus. Hai, Stitch. Mi-ai dat două cuțite bune, dacă mi-l dai și pe altele, imposibil să mi-l dea pe altele. Bine mă, uite câte sunt aici, toate cuțitele frumoase din jocul ăsta. Mie îmi dă Falcon Knife Safari Mesh. Mersi, mersi. Și Damascus Steel. Tu îmi dai Damascus Steel, you know? Ultima cutie pentru acest episod și îmi bag piciorul în el de Kiss Opening. Crimne, ce să fie mă ăsta, 60 de euro maxim? 81! Așa de final băgăm, nu știu, niște Baby Drake, parcă îmi conveneau 1005. Și fraților, cam ăsta a fost episodul. Hai să strângem cât mai multe like-uri ca să să-l iert pe Stitch, pentru că așa vă, nu știu, că am făcut multe aprecieri și băi, fraților, o să zic, da mă, merită să-l iertăm. A greșit și el, nu poate să fie un talisman norocos de fiecare dată. Poate data viitoare o să ne pice chiar ceva foarte bun. Și Stitch o să fie cel mai șmecher om, o să arunce cu valoarea peste mine. Cam asta a fost episodul, nu uitați de giveaway și de promo code de pe site. Iar noi ne auzim data viitoare. Ciao, lăs!